ca de obicei de sportivite licenești acțiunile clubului. După cum știți, echipa de basket masculin a reușit cea mai bună performanță în istoria basketului, echipei de basket, secției de basket din clubul nostru. Și s-a calificat în primele patru, în care au deașa în Ligii Naționale de Basket Masculin. Jucăm în finala mică, urmăresc că ați urmărit prima dispută de la Cluj, un meci echilibrat, iar joi avem meciul 2 acasă, un meci unde ne jucăm șansa și sperăm la o victorie frumoasă, o nouă premieră pentru basket masculin greu. Aveți în fața dumneavoastră un reprezentant al băncii tehnice și trei dintre componenții echipei, îi aveți la dispoziție. Bună ziua și bine v-am regăsit. Într-adevăr, este o premieră pentru echipa de basket a SCM Craiova. Meciul care urmează este ultimul meci pe care vom discuta sezonul acesta pe teren propriu și sperăm să arătăm publicului care va veni să ne susțină un basket de calitate, poate și spectaculos și la final să încercăm să și câștigăm acest meci. Ne apropiem de un final de sezon, n-a fost perfect, dar am dat tot ce am putut și înainte de ultimul meci de acasă vrem să ne pregătim cât mai bine și să arătăm că suntem demni să jucăm în această finală mică și ne propunem să jucăm un basket de calitate și să încercăm să facem finalul să fie în favoarea noastră. Not too much to be said. Second game, fighting for a bronze medal against a team that is designed to win the trophy this year, and that's Cluj. We lost by 7 points only first game there, and I think with some few things to change that we can win at home and bring that series to the third game. All the players want to finish this season with a win at home in front of our fans, and despite all those, let's say, those of disappointment that it was present on the first game, maybe because we lost in semifinal again at Sibiu, could be fixed with this win on Thursday. We fought hard in game one, played hard, came up short, so now it's just time to make some adjustments and continue to fight, keep playing hard and try to get this win in game two and then go from there. Care ar fi miza totuși? Adevărul tine a tărut cu trei. Noi totuși am un obiectiv important și nimeni nu mai ține nimic de cine ia locul 3. În ultimul meci, mai ales cel pe teren propriu, ne dorim să dăm totul pe teren, să ieșim învingători în fața propriilor fani. Nu e niciodată plăcut să pierzi ultimul meci acasă. Nu e plăcut să pierzi în general, indiferent dacă e acasă sau după seara. Asta ar fi miza, să practic un basket bun, să vorbim spanilor că merită să fie alături de noi în continuare și până la urmă, medalia de bronz, o medalie de bronz. Care dintre ei jucători v-a rămâne și pentru sezonul viitor? Asta cred că puteți să-i întrebați pe ei sau pe domnul Marius. Întrebăm pe ei. Which one of you here is staying in season? I ask you. Actually, I don't know personally, and I think next move will be on the staff, and then we'll see when season finishes, and then they will decide.
decide who will stay and who would. It's up to them first, I think, to the club, and they have to decide about the goals and everything. This is how it goes. Cu ce veniți nou în meciul 2? Stop it. The second game, I don't think so that there can be a lot of changes because it's only 2 days to prepare and this is long season. We know each other, we played already, I don't know, 5 games, I think, and not too much to be changed. And only thing that I can promise in the name of my players that for sure we'll bring everything on court and try to win this game because it's that's our goal, like we said at the beginning, to try to win every game and then to go to fight for that bronze third game where everything will be possible. Pressure will be on them, I think. We don't have any pressure now because we let's say we reach the main goal and I think it's much easier to play like that and I hope it could be felt like that in the air and on Thursday, the game. Cum s-a simțit la ei schimbarea de antrenor sau dezamăgirea după ce au trecut serie? Se așteptau să joace finala totuși. Da, într-adevăr, o dezamăgire a fost prezentă și în rândul lor și până la urmă și în rândul nostru. Nu cred că este cineva de la masa asta sau din echipă care și-ar fi dorit să pierdă în semifinale. Cât despre schimbarea de antrenor, nu cred că a fost, cum să spun, un șoc atât de mare, pentru că atât Popo Pintea cât și Brancu Ciuic au fost împreună cu echipa de la început. Amândoi au experiență și lucrând alături de Mihai Silvășan, sunt convins că pur și simplu au continuat pe linia pe care acesta am mers înainte cu echipa. Bate, tu cum ai văzut primul meci din finală? A fost, te așteptai să câștige și să marcheze o rată 90 de puncte la sine? E foarte greu să joace în sala de la Sibiu și Oradea s-a descurcat foarte bine ieri. Au avut noroc sau s-au pregătit foarte bine ofensiv, să spun așa, sper că trebuie marcat foarte multe puncte și asta i-a ajutat foarte mult pe final. Știți cum e la nivelul ăsta, contează cum joci în toate meciurile, nu poți să te bucuri după omul. Acum să vedem cine o să câștige dintre cele două. Au ajuns cele mai bune echipe în final pentru ei. Speaking about wins, yeah, because they won enough to get there, but necessarily I don't really know. I spent a lot of the season back home, so I'm not exactly sure the best teams, to be honest. According to me, if you watch the standings, Sibiu for sure deserved. They won almost all the games at home, and then I think immediately behind them is Oradea, who played one of the nicest basketball in this league this season. And the result of a first match was tough game, you know, like teams were equal. In some moment Oradea was responded good physically to the team of Sibiu, which was the most important, and in the most important moments, 3 different players scored important shots, and I think they made a difference, and that gave them confidence in the end of the game to win on that very, very hot court there in Sibiu. De ce ar avea nevoie echipa pentru a putea mai mult la un... De bani? Ce pot spune este că, având în vedere că vom juca și în cupele europene, cu siguranță vom avea nevoie de un lot cât mai valoros și cât mai numeros pentru a face față
jocurilor, atât din cupă, din Cupa Europeană, cât și din campionat. Mai departe, din nou, este o treabă de management în care nu pot să